Bună, dragele mele! Astăzi vă prezint cireșe. Cireșe cireșici pentru gagici. Drăguțe și fidele ca și voi cele care mă urmăriți mereu de dragul meu. Din această poză voi folosi nuanța aceasta frumoasă de verde, care se numește Soft Mint. Și o găsiți pe site-ul noblessenails.ro. Dar ca să nu aveți impresia că am spus greșit, am pronunțat greșit, mai bine vă uitați în secțiunea descriere a tutorialului și acolo vedeți și ofertele pentru reducere pe site-ul lor. Dacă faceți comandă și scrieți codul Ionela, ca și la celelalte, puteți să vedeți în secțiunea descriere. Și după cum vedeți, aplicăm un singur strat și pun la lampă, iar pe urmă voi mai aplica unul. Deja suntem la al doilea strat. După cum puteți observa, aceste geluri de la firma Noblesse sunt destul de pigmentate, nu curg. Sincer, am testat și pe 2-3 unghiuțe odată. Și să știți că arată foarte bine, deci nu se îndepărtează, nu se uleiesc, să zic așa. Deci puteți să mergeți pe mai multe unghiuțe odată. Problema este că momentan au doar 5 nuanțe. Sunt o firmă mai nouă, dar să știți că mie îmi plac foarte, foarte mult. Și punem din nou la lampă. Acum voi începe să pictez cireșica. Pensula Nail Art o folosesc de la Diamond Nails, veșnica și favorita mea pensulă, subțire. Cred că nu voi găsi una mai bună ca ea, cel puțin până în momentul de față ea este favorita mea. Tot așa aveți în secțiunea descriere detalii despre ea, despre reducerile de pe Diamond Nails și linkuri, deci puteți să comandați direct de pe linkul care îl găsiți în descriere, nu trebuie să mai intrați pe Google, ba chiar ar fi recomandat, pentru că una dintre fetele care mă urmăresc pe mine, să știți că din greșeală a scris pe Google Diamond Nails și mai sunt și alte mărci și a făcut comandă de 300 de lei pe alt site și ne-a primit reducerea și pe urmă m-a întrebat de ce ne-am primit și noroc că am verificat. Mi-a lăsat linkul de unde a comandat și noroc că am verificat și am văzut și cu părere de rău i-am spus n-ai comandat de unde trebuie. Deci așa că mai bine comandați de pe linkurile lăsate de mine, mai ales pentru că pe site-ul BAF nu mai așa se ia în considerare reducerea. Dacă intrați de altundeva, nu se ia în considerare. Și până aici am făcut cirea, așa să zic așa, de pe tort. Deci conturul și pun la lampă. Bun, după ce am făcut cireșica și am colorat-o, am umplut-o, am uscat-o, acum cu aceeași pensulă Nail Art și cu un gel colorat negru voi crea câteva umbre ca să arate mai natural, deci nu doar un contur roșu și o codiță verde. O să vedeți cum încerc să blurez, să blenduiesc, să folosesc un cuvânt de la make-up, să creez ombre, să folosesc cuvânt de la manicură, să nu se vadă brusc, brutal culoarea neagră. Și încerc prin mișcări rapide să fac acest lucru, după cum observați. Foarte greu m-am exprimat. Sper că ați înțeles ce vreau să zic sau dacă n-ați înțeles verbal, ați văzut cu siguranță ce am făcut. Bun, dragile mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place ceea ce vă arăt eu și cum mă exprim eu și toate cele. Nu uitați să profitați de reducerile de la toate mărcile cu care eu deja lucrez și îmi plac produsele lor. Mai multe detalii despre fiecare produs folosit în fiecare tutorial de-al meu găsiți în secțiunea descriere și după cum v-am spus și adineaori, dați comandă direct de pe linkurile lăsate de mine în secțiunea descriere pentru a nu cumva să greșiți
și să dați comandă de pe alte site-uri, poate pentru că unele au dublură sau, cum să zic, imitație, deci mai sunt alte site-uri, Diamond Nails, de exemplu, cum v-am povestit adineori. După ce fac aceste umbre de negru, voi usca la lampă și continuăm pe urmă cu umbre albe, o să vedeți. Bun, cu un gel alb, foarte, foarte puțin pe pensulă, încerc să creez și cu acesta puține umbre. El este mult mai bine pigmentat, gelul alb, așa că reușesc mai greu să fac aceste umbre, după cum observați, dar la final arată bine. La fel, sper să munciți și voi ca să vă iasă perfect aceste umbre de alb, adică ușor luminoasă, lucioasă, cireașa în zona respectivă. Asta ar însemna. După ce termin acest lucru, voi usca la lampă. La fel creez și aici, în zona codiței, o umbră ușoară și gata, usuc la lampă. Cu o ojă semipermanentă 08 de la BAF creez codița și la fel voi usca la lampă rapid. Cu același verde 08 de la BAF încerc să fac o frunzuliță și pe urmă o să-i fac cu ușoare contururi, cu negru și cu alb, o să observați. Lucrăm în continuare cu aceeași pensulă. Nu uitați, în secțiunea descriere aveți detalii despre ofertele, reducerile de la fiecare site. În special la BAF vă rog să comandați de pe linkurile lăsate de mine și să scrieți codul în secțiunea în secțiunea comentarii pentru a primi reducerea de 10% la comenzile de peste 100 de lei. Și usc la lampă și floricica acum. După cum v-am spus, urmează să fac ușoare contururi, umbre, acum cu un gel negru. Gelul negru este de la Diamond 018. Veți avea în secțiunea descriere link și pentru acesta. Și nu uitați să profitați de reducerea de 20% de la Diamond. E mai greu să vedeți aici, deoarece am acea lumină. După cum observați, m-am tot chinuit să sucesc puțin degetul ca să observați și voi ce am lucrat. Aici, din păcate, mi se vede mai mult mănușa, îmi cer scuze. Iar acum cu gelul alb, gelul care îl folosesc este Carat French Over Gelaxio de pe site-ul Tienda. Aici nu am nicio reducere să vă zic, să vă ofer. Fac și aici niște umbre, niște liniuțe ca să iluminez puțin zonele respective. Pun la lampă și voi aplica finish, veți găsi în descriere detalii despre finish și linkul de unde puteți să-l comandați. Nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut ce v-am arătat și cum v-am povestit despre ceea ce am muncit. Nu uitați să vă abonați și de ce nu să distribuiți videoclipul meu pe site-urile voastre de socializare. Aștept comentarii, întrebări, păreri, de ce nu, și să-mi spuneți ceva despre acest model. Până data viitoare, vă pup și vă urez timp cât mai plăcut, grijă de voi, pupici, pupici!